prin hotărârea de guvern au fost dat bani cu precădere doar primăriilor conduse de primar PNL, iar celelalte primării, celelalte consilii locale, comunități, n-au primit bani. Din 1480 de primării pe care PSD-ul le are, în 600 au fost dat sume infime, pe când primăriile PNL le-au fost alocate 455 de milioane de lei. Banii alocați de către Guvernul României în ultimul an de zile sunt fonduri extraordinare de alocate pentru infrastructură. Și mă refer la drumul expres Craiova-Pitești și nu în ultimul rând, în câteva zile se va decide și câștigătorul pentru reabilitarea colegiului Carol I. Deci nu putem să vorbim că Guvernul PNL nu s-a aplicat asupra nevoilor județului Doș.